Ce adică? Thank you.
Stroman, aruncă liberă pentru Galați, se execută. Următorul 25.
Greșeală personală numărul 5, informația de echipament. Romina Filip urmează aruncă liberă pentru Icim. Execută Ioana Pasic.
Thank you.
Greșeală pe persoana numărul 14, pentru Morgan Stroman. Schimbare în formație, în stat Covi și Icim. Morgan Stroman părăsește pe numărul 3, numărul 8, e linia Karakasevic. Aruncă liberă pentru Galăţi, execută, numărul 23, linia Covi. Thank you.
Thank you.
Romina Filip comite cea de-a patra greșeală personală. În schimbare, formația CSE Felix Galați. Numărul 15 din formația răsătoare, Lași Icim, să părăsește terenul de Icim, numărul 10, Alexandra Dumitrache. Urmează în colibră, Universitatea Volvi și Cimana execută Ierimia Karakasevic. Thank you.
Când se aproximă 23 din formație centrale, Hilin Covi.
poate de intră, numărul 5, Lumina Filip, prezentul era numărul 10, Alexandra Dumitrache, formația de la Ivan Iubico, părăsește de numărul de intră, e primea Karakasevic. Trebuie să l-a jucat, bă, Filip, care face mese! Thank you.
Meci viu disputat, în care, din păcate, de această dată am pierdut. Nu pot să apreciez decât atitudinea fetelor, care de fiecare dată au încercat să revină de vreo 3 ori de la minus 10 puncte. Au și reușit. Până la final n-am reușit să câștigăm. Asta și datorită faptului că echipa din Galați a prins o zi excepțională în atac, prin aruncări de la distanță cu precizie. Echipa noastră încă este în formare, reorganizare și reconstrucție, pentru că, după cum bine știți, avem multe jucătoare noi. Echipa este de un nivel mediu, iar obiectivul nostru nu este altul decât accederea în play-off. Îmi pare rău că am debutat cu o înfrângere. Asta nu ne dezarmează, este doar începutul, iar noi în continuare vom lupta pentru obiectivul nostru. Urmează Clujul? Sâmbătă, de la ora 18, urmează Universitatea Cluj, o echipă foarte mult întărită, o echipă care și-a depus candidatura pentru declarat pentru câștigarea titlului național. Nu avem nimic de pierdut decât să ne prezentăm în cele mai bune
în cea mai bună formă și să încercăm să luptăm pentru fiecare, pentru șansă, pentru șansa noastră. Please tell us a few words about the game today. How was? I can tell you really quick. 22 offensive rebounds, we only get 10 offensive rebounds. It's going to be a long night because we're playing two possessions every time. So with that and a couple of, you know, on our end, a couple of unfortunate turnovers towards late in the game. But I take my hat off to Galaxy. They played very good. I think that they're a pretty good team, but I also think that we're pretty good team too, and we'll bounce back. About your target in the championship? We want to get in the playoffs. And when we get in the playoffs, anything can happen. I think we will be a playoff team for sure, you know, barring nothing crazy happens. Our target is to be fourth or fifth, and we're going to try to stay on that. But we, you know, it'd be nice to have our first win here at home tonight. It would have been nice. Next game is Cluj. Next game is Cluj. It's going to be tough. They loaded up the gun. But we're not afraid. So we're going to go over there and play just as hard or harder as we played tonight. And we'll see what happens. Okay. Okay, Tim, about the, how was the game today? Okay. Yes. Okay. Yeah, it was a hard game. Every story because we lost, but rebounds cost us this loss today. But you know, from this game we learn. We will keep hard practices and hopefully in the future we will get a little better. It's just first game. We don't have to worry about nothing. Team is new. Coach is new. So you know, in the future I think everything will be better. Galati is good. You like? Yeah, they're okay. I mean, this season will be all teams is almost the same. We'll have a lot of games like that. So sometimes we'll have luck, sometimes we don't have luck. Everybody knows this is not team like last year. So we will fight. Yes. Next game is Cluj. Next game is Cluj. Yeah, Cluj is a team who count this season for the first place. So we can look this like a practice game and prepare because we need the games. We only had 3-4 games in last 1 month, so we can like look that like a practice and get ready for Brasov next round and Diashi here. Okay. Thank you. Okay. Can you tell me your name for do not make mistakes? Brankica Hadzovic. Thanks very much.